toate fetele sunt în casa băieților. Inițial am crezut că Diana și Cătălina, care au rămas în casa fetelor, au un date cu băieții, însă doar ele au rămas acolo. Dani și Vlad sunt în casa băieților. Probabil că au o ședință, foto, ceva de genul, că am înțeles că le-a zis să nu se macheze înainte. Vedem că o să ne arate în emisiune despre ce e vorba exact. L-am văzut pe Dani destul de îngândurat, stătea pe terasă cu Dima și Sabrina și îl întreba Sabrina, dar ce cu tine, de ce ești așa tăcut? Și Dani a zis că i-a spus lui mama o vorbă că dacă intri în troaca cu lături, te mănâncă porcii, nu știa el exact cum este această vorbă, dar spunea că se referă la faptul că dacă vorbești mai mult decât trebuie, Uh, nu e ok. Că și Sabrina zicea, a, ți-ai dat și tu seama de asta. Și Dani spunea, dar n-am putut chiar deloc să dorm bine azi noapte. Uh, și că i-a zis mama că o să fie greu, că o să se aprindă. Și apoi spunea că aseară s-a supărat pe Andrei pentru ceva care nu trebuia să se supere. Uh, înțeleg că din cauza aceasta este așa îngândurat. Poate că a fost o discuție între băieții, cu siguranță ne va arăta în emisiune dacă a fost ceva mai grav.